ca lumina afară, un excepțional pe pantă de înapoi, cum se vede, nu poate să plece de pe loc ceva. Nu știu, lasă să îndrepte întâi și să nu mai încerc o dată sau ceva. Să vedem ce face. Bănuiesc că a greșit viteza și nu poate să urce. Și dacă nu îi dă viteza care trebuie, nu poate să urce pantea și nu poate să schimbe. Să iei de jos viteza și să iei din nou. Ia să vedem. Să vedem care e treaba. Ar trebui să nu mai mergem după el. Ar trebui să nu schimbe viteza, dar lăsăm un pic o distanță. Să vedem, să vedem ce se întâmplă. Sper să adă semnul cu excepționalele. Dacă nu cunoști drumul, nu știi panta, nu schimbi la timp viteza, nu mai poți să mai pleci de pe loc în pantă. El poate nu fi știbun, cine știe, și a trebuit să o îndrepte, să-i bage de jos dreapta, de viteză, ca să poată să urce panta respectivă. Acum văd că merge. Singura explicație este alt. Știu treaba asta de oarece și eu am lucrat pe excepțional. Poate n-ar trebui să spun, dar așa ceva. Dar astea care sunt automate, cu manuale, am pățit și eu, dar cu manuală reușesc să plece pe loc în pantă, dacă ai oprit-o. Dar cu automatele nu mai reușești. Nu, cât or fi de 750 de cai, se vede, are camionul, dar l-a lăsat pe automat, nu l-a luat pe manual. El, fiind greu, n-a mai știut calculatorul ce să schimbe și automat s-a oprit în pantă. Oprinde-l în pantă, fără discuții. Nu mai putut să plece de pe loc. Asta e explicația. Alta nu este, sau cel puțin asta e, nu ar fi primul care a bățit treaba asta, la excepționale. Sunt mult mai bune manualele la excepțional, dar cum se face excepționalul pe Italia, numai naționale, numai rotunde, pentru șoferi e mult mai practice automatele. Singura problemă ar fi în pantă, trebuie să fii atent să o iei la manual din prima, că dacă nu l-ai lăsat pe el să schimbi viteza și s-a oprit din mers, bâlbâie. El bâlbâie. Nu mai știi ce să cari tot de el. Și automat îți oprește motorul. S-a pățit, au pățit mulți colegi treaba asta de excepțional și uitați acum o fază pe viu. Trebuie să ne colegi. Asta este, se mai întâmplă. Astea sunt evenimentele care le întâlnim zilnic în trafic. Ce pot să zic altceva? Ce să zic, drumuri bune și numai bine, și Doamne ajută!